Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au făcut 17 percheziții în municipiul București și în județele Olt, Dolj, Teleorman, Sibiu, Giurgiu și Ilfov. Potrivit polițiștilor olteni, perchezițiile au fost efectuate la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Conform aceleiași surse, principalul suspect în dosar este un om de afaceri din județul Olt. În fapt, administratorul unei firme din județul Olt este bănuit că în perioada 2011-2016 ar fi înregistrat activități fictive, constând în obiecte de mobilier urban de la 14 societăți comerciale, cu scopul de a diminua obligațiile de plată către bugetul de stat. Omul de afaceri s-a sustras astfel de la plata impozitului pe profit și a TVA. După finalizarea descinderilor, au fost puse în executare 14 mandate de aducere. Suspecții au fost conduși la sediul IPJ Olt pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.